După ce ar fi încercat să-și convingă o nepoată pe care a pipăit-o în zonele intime să întrețină relații sexuale contra cost, un bărbat din Iași a poftit mai apoi la o găină. Conform Observator News, magistrații din cadrul judecătoriei Iași au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de anchetatori. Oamenii legii spun că individul ar fi comis mai multe agresiuni sexuale și chiar o faptă de zoofilie. Culmea, eșanul vrea să fie lăsat în libertate chiar dacă la audiere a recunoscut comiterea faptei de zoofilie. Numitul este bănuit că ar fi săvârșit mai multe fapte de agresiune sexuală începând din 26 aprilie 2019. Atunci, minora care a fost agresată și care locuia în același imobil cu suspectul avea vârsta de 11 ani. Actele de agresiune sexuală au constat în pipăieli sau propuneri de natură sexuală. De asemenea, se fac cercetări pentru două infracțiuni de racolare a minorilor în scopuri de natură sexuală. Suspectul i-ar fi propus aceleiași părți vătămate să întrețină raporturi sexuale cu el contra cost. În ceea ce privește infracțiunea de zoofilie, aceasta a fost comisă pe data de 3 august 2022, când se presupune că suspectul a luat din grajdul locuinței o găină, a dus-o în casă, a întreținut un act sexual normal cu aceasta, iar când a vrut să o elibereze, ar fi fost surprins de o martoră care bănuia că acesta avea un astfel de comportament și pe care l-ar fi văzut și în trecut având acte de natură sexuală în privința animalelor. La audieri, suspectul a recunoscut fapta de zoofilie, a declarat Simion Rotundu, prim procuror adjunct al parchetului de pe lângă judecătoria Iași, relatează Observator News.